programul se adresează copiilor de la vârsta de 6 ani, deci de la școala 0 până la liceu, clasa a 12-a, 6-18 ani. Practic, este momentul când copiii, dacă devin atrași de anumite materii, ei vor fi foarte fascinați și vor urma meserii în domeniul respectiv, vor dobândi abilități practice și tocmai de aceea ne-am gândit să începem încă de timpuriu să lucrăm copiii pe aceste domenii ale științei și tehnologiei. Într-adevăr, astăzi am venit la deschiderea oficială a proiectelor Științescu. Un grup de profesori de la școala gimnazială numărul 12 este inițiatorul unui astfel de proiect, care se numește Bega Blended. Școala gimnazială numărul 12 se află în apropierea Begăi și astfel încât ne-am gândit să legăm proiectul nostru de apa curgătoare care traversează orașul nostru. Prin acest proiect, copiii vor afla multe informații despre Bega și de asemenea vor participa la numeroase experimente care au legătură cu apa și cu Bega. Echipe de copii, aproximativ 200 de copii din școala noastră vor participa la acest proiect, se vor împărți în aceste echipe de care vă vorbeam și vor afla informații istorice, geografice, din punct de vedere al fizicii, chimiei, ecologiei, artei fotografice, despre Bega. În final, toate informațiile culese de copii în timpul experimentelor, în timpul excursiilor și vizitelor care vor avea loc pe malul Begăi, vor fi strânse într-o broșură, într-o cărticică. Cărticica va fi ilustrată de către copii care vor efectua fotografii pe parcursul proiectului. Bun, cam cât va dura acest experiment al lor, să-i spunem așa? Începem proiectul nostru, de fapt l-am început la finalul lunii mai și până în octombrie. Din finanțarea pe care o primim din acest proiect, vom dota laboratorul de biologie cu microscoape, iar laboratorul de fizică-chimie cu ustensile necesare experimentelor cu apă. Și de asemenea, copiii care vor fi mai entuziasmați și vor participa la mai multe activități din proiect, vor avea ocazia să participe la o excursie înspre izoarele Begăi. Am fost la un centru mai vechi de purificare a apei și am învățat cum să facem fotografii, am vorbit despre fauna Begăi și puțin despre floră și am venit aici și urmează mâine să ne ducem cu bicicletele pe malul canalului Bega. Legată despre apă, despre lumină, despre apa din Bega, despre chestii generale, minime, despre Bega, pe care ar trebui să le știm. În schimb, clasele mai mici, cei de la învățământul primar, au fost cu bicicletele pe Bega și au făcut poze și au experimentat puțin. Am vorbit despre poluare, pentru că anual 1,2 trilioane de ape menajere se aruncă în toate apele din România și acest lucru este foarte rău. A devenit deja foarte murdară apa, peștii și toată fauna și flora Begăi va fi distrusă dacă continuăm să nu avem grijă de apă și ar trebui să existe polițiști care să vadă cei care aruncă deșeuri în apă. Da, trebuie să le reclamăm. Am mai fost și la oră de biologie pe malul Begăi și am strâns gunoaiele. Toată clasa, ne-am adus mânuși și pungi de gunoi. Ne-am plimbat de la piața Iosefin, cred că vreo 20 de metri, până la următorul pod. Și am strâns doar de pe un mal. Am putea să, atunci când trecem pe acolo, să avertizăm persoanele care poluează apa, să facem poze și să le dăm autorităților și am putea să mai strângem și noi din când în când.
Nu doar când mergem și suntem obligați de școală. Încă mă întreb și chiar aș vrea să știu cum a reușit acea sfoară să se ducă în, să facă un cerc doar deoarece s-a învârtit în jurul unei roți și cu ajutorul unei pedale de la o bicicletă. Și mi-a mai plăcut și aceea cu undele sonice. Pentru aia mi-ar trebui mai mult recuzită. Mi-a plăcut cel mai mult experimentul legat de lumină, în care erau trei LED-uri de culori diferite, roșu, verde și albastru, iar înainte, dacă le suprapuneai, retina le vedea ca fiind albe. Acel experiment mi-a plăcut cel mai mult. Toate experimentele au fost interesante, m-a impresionat și cel cu balonul, în care erau două baloane conectate la un tub, iar când a deschis tubul, mă așteptam ca ambele baloane să se dezumfle, dar în schimb unul s-a făcut mai mic, iar unul a crescut.